Bună seara doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a audienței TV. Eu sunt Ion Ștefu și astăzi vă propun o incursiune prin, prin viața social-politică dintr-un oraș foarte important al județului nostru, fapt pentru care l-am invitat alături de noi și alături de, de dumneavoastră cei de acasă pe actorul principal al, al scenei sociopolitice din orașul Megidia, domnul Marian Iordache. Bine ați venit, domnule primar! Bună seara, bine v-am găsit pe dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră. Sunt flatat să spuneți că sunt actorul principal. Actorul principal în toată istoria asta îl reprezintă, reprezintă de fapt un personaj colectiv care sunt cetățenii MGDA. Dar îmi face mare plăcere să fiu prezent în, în același scenariu și în aceeași piesă cu cetățenii medidie, pentru că de fapt cu toți avem același interes să, să schimbăm cumva fața orașului și să facem din MGDA o, o zonă în care se poate trăi cu plăcere și în liniște. Sunt sigur și că aspirațiile dumneavoastră vor căpăta și contur, dar pe de altă parte să nu uităm că o comunitate bună are întotdeauna un, un lider bun. Domnule primar, știu că ați avut o perioadă destul de aglomerată și efervescentă în ultimele, în ultimele zile, mai exact săptămâna trecută, când am asistat la zilele orașului Megidia, municipiului, orașului Megidia, de fapt. Care, care, a fost cursul evenimentelor? Ce s-a întâmplat și cum descrieți dumneavoastră acum după ce lucrurile s-au terminat? Vedeți, dumneavoastră, la Megidia există o tradiție de foarte veche, aș spune încă de la căpătarea numelui din perioada aceea, când după ce a căpătat numele Megidia, tradițional se organiza panairul în toamnă era târgul de produse, de schimbul de produse agroalimentare, de animale, între cetățenii urbei și cetățeni veniți din alte zone. Practic era un moment în care se punea în valoare tot ceea ce este bun în localitate. Păstând această tradiție într-o formă oarecum nouă, actualizată, aș spune eu, am organizat cu ocazia testării documentare a numelui Zilele Mecidiei, Vom organiza zilele recoltei cu ocazia panairului din 25-26 octombrie. Vom, am, am gândit aceste zile ale MGD ca fiind o sărbătoare pentru cetățeni și în care am vrut să aducem câteva elemente importante privitoare la comunitate. Și eu mă refer în primul rând la faptul că să scoatem în evidență meritele unor concetățeni de -a noștri care au făcut ceva bun în anul care a trecut sau în istoria lor de viață și aici mă refer la domnul Florin Pricop pe care l-am declarat cetățean de onoare. Consiliul local a făcut acest lucru. Eu am avut onoarea să-i decernez titlul acesta de cetățean de onoare. Este un titlu care onorează orice persoană care s-a născut, care a trăit, care a învățat la Megidia, care a muncit la Megidia sau care are o legătură cu Megidia, reprezintă cumva un ambasador al Megidiei oriunde s-ar afla. Dumnealui este un cercetător important în domeniul geneticii și este chiar descoperitorul unei teorii care cumva a revoluționat teoria geneticii. Teorie ce a fost scrisă la începutul secolului trecut, la 1919 de Morgan prin contribuția pe care a adus-o domnul Pricop, practic în economia mai ales în economia creșterii păsărilor, cercetările și descoperirile pe care le-a făcut mai lui în domeniul geneticii mulțesc de 10 până la 20 de ori rezultatele economice ale unei crescătorii de păsări. Or, un astfel de rezultat economic înseamnă o revoluție în domeniul creșterii păsărilor și eu cred că o persoană care revoluționează o teorie, o teorie pe care toată lumea a îmbrățișat-o 100 de ani cred că merită să fie apreciată și să reprezintă cu 500 de Mecidia. De altfel, dumnealui s-a declarat foarte mulțumit, foarte fericit de acordarea acestui titlu și eu cred că prin recunoașterea valorii pe care noi, ca și oraș, pe care noi, ca și comunitatea am făcut-o, cred că am reușit într-un fel să-i uh, dăm mai multă putere de acum încolo, să lucreze în continuare, să cerceteze în continuare, să-i scodească în continuare pentru a poate a stabili și alte reguli și alte teorii în domeniul geneticii și de ce nu să adaugă la cunoștințele pe care le-a dus umanității și altele noi. Sigur că da, acesta ar fi unul dintre, dintre acesta a evenimente. fost evenimentul să spunem care a fost culminant a fost un eveniment cu tot și cu tot deosebit de o ținută științifică deosebită cu prezența peste 300 de persoane în casa, la casa sindicatelor o audiență care timp de 3 ore a stat aproape nemișcată și a ascultat cu mare plăcere cu nesați chiar vorbele profesorilor universitari, cercetătorilor oamenilor care do lucrează în domeniul geneticii și acest lucru a, a fost de natură să ne aducă tuturor o speranță de mai bine. În sensul că, în România, se nasc oameni deștepți și se vor naște în continuare generații de oameni deștepți care vor, vor face ceva pentru omenire. Sigur, în Megidie noi avem foarte mulți copii talentați. Și săptămâna trecută a fost o săptămână dedicată acestor copii foarte talentați. În primul rând că i-am pus în valoare pe scenă, în al doilea rând, cu fiecare cu talentul lui artistic, în al doilea rând i-am premiat pe toți cei care în anul trecut au făcut ceva deosebit în comunitate. Fie că vorbim de pictură, fie că vorbim de teatru, fie că vorbim de uh, muzică, fie că vorbim de dansuri populare sau dansuri clasice sau dansuri moderne, fie că vorbim de sportivi, cei mai bune ai Megidiei, fie că vorbim de persoane care s-au au dovedit a fi mai scusite în cadrul concursului pe care l-am organizat săptămâna trecută, toți cei care au fost premiați, practic, au fost premiați și de către primărie, Uh, sigur, uneori premiile sunt simbolice, nu sunt consistente financiar și poate asta ar putea să fie un minus în ceea ce privește organizarea festivităților, nu toată lumea a fost răsplătită cu, cu bani dar uh, cel puțin aprecierea și uh, eu știu uh, nu numai vorba bună diploma de, de excelență pe care a primit-o cu ocazia acestor zile și recunoașterea în fața comunității a meritelor unor persoane eu cred că reprezintă un lucru deosebit sigur, am mai premiat o persoană specială din comunitatea noastră, specială pentru pentru că este cea care a realizat un film documentar despre Megidia. Megidia a cu, prin ochii unui artist fotograf. Este vorba de un tânăr, Adrian Dedu, care muncește la Centrala Tomoelectrică de la Cernavodă și care în timpul liber este pasionat de fotografie. Dânsul a realizat și realizează în continuare fotografii de o calitate extraordinară, are un simț deosebit al esteticului, este foarte, foarte priceput în domeniul pe care îl are și în urmă cu vreo șase luni, mi-am propus să-l cunosc. Îl cunoșteam dar da, de pe o rețea de socializare și uh, acolo îi vedeam mereu pozele care erau cu totul și cu tot deosebite și mă impresionat de fiecare dată că poate 90% dintre noi în MECIDIA vedem lucrurile hâde, lucrurile urâte care și există dar există și multe, multe lucruri frumoase pe care nu le vedem sau pur și simplu trecem pe lângă ele fără să le observăm și Adrian Dedu face tocmai acest lucru ne scoate din monotonia asta, din griul zilnic și ne duce, ne-a dus într-o zonă în care magia este văzută foarte frumoasă cu o estetică deosebită cu unghiuri de, în care sunt privite lucrurile deosebite și care creează o impresie cu totul și cu totul deosebită vreau să spun că la întâlnirea când am prezentat prima dată acest film a fost primarul de la Căușeni, din Republica Moldova, un oraș foarte frumos, pitoresc, cu care suntem înfrățit și care a rămas... Extrem de, de impresionat de filmul acesta, mi-a spus în final, zice, dar să știi că cele mai multe din lucrurile astea eu le-am văzut în Megidia, Eu chiar le-am recunoscut în Megidia și ele așa sunt cum le arată Adrian Dedu, nu cum spuneai tu, că eu îi mai spuneam, știi, uite, în zona cu tare am drumurile din pământ încă, n-am reușit să pun nici măcar piatră sau n-am reușit să asfaltez într-o altă zonă sau sunt grob, sau sunt lucruri încă am într-un parc sau altul. Și el îmi spunea, bine, bine, tu, tu îmi spui de lucrurile astea și e normal să fie și nu sunteți un oraș perfect, dar uh, trebuie să tindeți în a face cât mai mult și să încercați să faceți cât mai mult, dar în același timp aceste lucruri frumoase chiar există și e bine să le puneți în valoare. Sigur, cred că ar fi, ar fi dacă îmi permiteți și o opinie personală ar fi și o eroare din, din partea autorității dumneavoastră să polarizați uh, imaginea MGD adică să vedem numai aspectul urât pozitiv sau numai aspectul urât. critic este de apreciat faptul că ați văzut toate neajunsurile neajunsurile orașului, însă ceea ce mă bucură personal ca și Um, activant în media ne născut și crescut aici însă m-am îndrăgostit de acest oraș este că totuși cultura nu moare aici și lucrurile încet, încet se mișcă într-o Românie destul de lentă totuși. Așa este, dar să știți că în domeniul culturii meritul meu este mai micuț. Meritul este mai ales al celor care activează la casele de cultură din oraș. și Aici vorbesc de toate casele de cultură, atât Casa de Cultură în Roman, care să spune, reprezintă sufletul acțiunii culturale din oraș, dar și la Casa de Cultură a Sindicatelor și la Cercul Militar din Mecidia, Există oameni foarte, foarte dornici să facă actul de cultură, dornici să, să colaboreze unii cu alții, tocmai pentru binele comunității. Și în acest punct de vedere eu zic că ei au reușit, nu zic că eu am reușit ci ei au reușit să pună în valoare uh, tinerii talentați din oraș uh, să, să extindă cu mult activitatea culturală, dacă să zicem nu știu, în urmă cu 5-6 ani de zile aveam 2-3 cercuri care activau uh, și câteva domenii în care eram în, a, foarte activ la mecidia, uh, s-a extins extrem de mult fanfar, uh, uh, eu știu cercuri de instrumente muzicale dansuri populare și dansuri clasice, dansuri moderne, dansuri pentru copii, balet, uh, eu știu teatru cu mai multe formații de teatru, fanfara care este reprezentativă pentru Megidia și care este solicitată peste tot, până și a fost și în Macedonia, fanfara, am fost solicitați acolo să trimitem fanfara la un concurs de fanfare din Macedonia. Dar nici nu știu câte să vă spun, scritori care sunt născuți la Megea și care scriu în continuare, copii din localitate care au scos cărți anul acesta, profesori talentați care la fel au scris și au editat cărți, tineri care activează la, la cercurile de literatură din, din cadrul liceelor sau școlilor din oraș. Cumva este o activitate care s-a extins foarte mult și asta și pe apetența, pe, pe dorința celor care lucrează în domeniul cultural din Medjugorje de a arăta că ei pot și că există aceste talente și le trebuie puse în valoare. Dacă vreți, meritul meu care v-am spus este mai mic, nu este acela de a activa în domeniul cultural, ci de a sprijini această activitate culturală, mai ales financiar și mai ales prin organizarea de, de activități, de acțiuni. Și pot să vă spun că încerc să nu lipsesc la nicio activitate culturală importantă tocmai pentru că valoarea celor care se prezintă acolo să se facă simțită în comunitate. Cumva oamenii să aprecieze mai mult prezența primarului, consilierilor, este de natură să ridice cumva prestigiul unei activități culturale și de aceea încerc să, să fiu prezent la toate aceste activități. Sigur, ridică, ridică, moralul și motivează prezența autorității, autorității locale mersul înainte. Practic putem spune că în unele situații este chiar o locomotivă pentru, pentru un dom orice domeniu, dar că tot vorbeam de cultură, cum vedeți, apreciind acum și în funcție de datele existente, de cum se vede cultura la momentul acesta în Mededia? Mededia știm, știm foarte clar că este un oraș cu o istorie destul de, de interesantă. Cum vedeți evoluția acestui, acestei laturi culturale din perspectiva obiectivă a primarului? Ce urmează să faceți pentru a sprijini aceste. Sunt, uh, sunt mai multe planuri de acțiune pe, pe domeniul cultural. Uh, eu aș putea să vă spun așa, când am venit primar la Megidia, când am ajuns primar la Megidia, am fost ales de cetățeni, existau două mari competiții sau două mari uh, activități culturale. Era vorba de o tabără internațională de pictură, și uh, o tabără internațională de pictură, adevărat, și de asemenea uh, festivalul de muzică ușoară de Spătal. Uh, tabăra internațională uh, se organiza era organizată de cineva de la București care, mă rog, avea multe relații și aducea pictori din toate zonele, se făcea într-un mod, a spune eu, profesionist și rezultatul taberei era că primăria căpăta niște tablouri care sunt importante ca și patrimoniul local. Aici pot să vă spun că, în primul rând, că am cumva am adus această tabără în organizarea Mecidiei. Primăria împreună cu Mircea Costea, care este membru al Uniunii artiștilor plastici din România și este concetățeanul nostru din oraș, e cea care se ocupă de organizarea taberei, s-a profesionalizat colectivul din primărie și ar spune că impresiile cu care pleacă artiștii după vizita în România nu sunt legate numai de a picta, ei pleacă cu impresii despre România turistică, mai ales Dobrogea turistică, pleacă cu impresii despre frumusețile naturale, despre frumusețea oamenilor din zona aceasta, despre tradițiile religioase, istorice ale locului și aș spune că pleacă cu o impresie puternică de coeziune, în sensul că văd că în comunitate există, pe lângă Mircea care este un entuziast în, în tabăra asta, oameni și din primărie care se ocupă de tabără și mai departe aceștia aduc în comunitate și aduc din comunitate pe alții care și ei la rândul lor participă, sunt, sunt activi în timpul perioadei cât se desfășoară uh, tabăra și sunt atât de activi încât artiștii pleacă de aici cu uh, plăcuta impresie că sunt foarte apreciați ca și artiști în comunitatea noastră, lucru care este corect, este adevărat, este obiectiv uh, și asta pentru că megidienii știu să se comporte, știu să fie ospitalieri. Pe de altă parte, la festivalul de muzică Dans Spătaru, care se numea cu ani în urmă Festival Dans, Dan S, Dan Spătaru, am reușit să, în primul rând, să-i punem acest nume Dan Spătaru, care, de fapt, este emblema festivalului, este motivația pentru care facem acest festival. Apoi, de la an la an să creștem valoarea și să mergem de la un festival care era un festival românesc obișnuit la un festival național de muzică ușoară și mai târziu să creștem valoarea la un festival internațional. Anul acesta, 3, 4 și 5 octombrie, Festivalul Internațional de Muzică Ușoară Dan Spătaru de la Medidia va avea 22 de concurenți, 11 români și 11 străini. Și aș putea să vă spun că sunt străini din Rusia, din Moldova, din Bulgaria, din Serbia. Uh, ba, avem și un concurent de peste ocean, uh, avem concurenți din Italia. Uh, va fi o ediție, o ediție o foarte, foarte disputată, pentru că am aflat de la perioada de, de selecție a concurenților că sunt voci foarte bune și va fi o ediție foarte, foarte bună. Ba, ca să fie un lucru și mai bun, anul acesta avem și un concurent din Maghiria. Ah, Ceea ce sper eu să aducă și acea notă de. Patriotism local, dacă vreți. Sper să fie o sală, să sălile pline. Uh, spectacole sunt cu, cu bilete, se, se plătesc bilete de intrare. Un loc în primele două zile costă câte 15 lei în zile de concurs, și la gală costă 20 de lei. Uh, am încercat să păstrăm niște prețuri care să fie rezonabile și care să permită publicului să fie în sală. Uh, festivalul va fi televizat de o televiziune națională și de asemenea de televiziune locale. Vor exista surprize în cadrul festivalului legate de artiști, iar după fiecare seară de, de spectacol vom avea câte două recitaluri. Recitalurile din acest an se termină cu o formație străină. Este pentru prima dată când o formație din străinătate va concerta pe scena festivalului Dans Pătaru. Este o formație cunoscută și cred eu că o să le facă plăcere tuturor celor care vă fi prezenți și mai ales tuturor celor care o să-i audă. Las să fie și surprize, deși afișul festivalului a fost publicat pe o rețea de socializare deja și noi sperăm să, să avem un public foarte numeros. Deci, dacă vreți, cumva am încercat să creștem valoarea acestor, acestor două activități pe care le găsim, ca și activități în primăria. Peste astea, organizăm două festivalul concurs pentru copii. Pentru copii care cântă muzică ușoară și pentru copii care cântă muzică populară. Iar în luna septembrie, acum, 26, 27 și 28 septembrie, avem Festival Național de Teatru. La MGD, la Cercul Militar, sunt invitate 8 trupe de teatru din cam toată țara: Iași, Huși, Sighișoara, Mediaș. Vom, și avea mai și multe. Buzău, vom avea și reprezentare locală, pentru că, mecinienii, noi avem mai multe trupe de teatru, și deci ne vom prezenta și noi la în festival foarte bine. Uh, avem peste 80 de actori care vor fi prezenți în perioada respectivă și, la fel, încercăm să, să le creăm niște surprize plăcute concetățenilor noștri. Data aceasta, intrarea este liberă la Cercul Militar și sperăm, de asemenea, să fie un public numeros care gustă seriile de teatru și, în primul rând, că socializează, în al doilea rând, că văd piese noi de teatru, în al treilea rând, uh, vor avea ocazia să, să, pur și simplu, să vadă live uh, piesele respective și să, să mai asăt în casă. În felul ăsta reușiți să culturalizeze. Iar pe 1 octombrie mai avem organizat un eveniment. este 1 octombrie este ziua internațională a persoanelor de vârsta a treia și, și acel moment este un moment în care vom organiza ceva pentru vârstnicii din oraș, mai ales cei care sunt foarte activi la culul pensionarilor. Cum, cum va fi? Sau este iarăși un element de surpriză? Încep să, să un transform eveniment? acest lucru într-un într element de surpriză. De aceea nu o să vă devalez, decât că vor fi evenimente în ziua de 1 octombrie. Iar următorul eveniment care se va desfășura în comunitate și, și în organizarea primăriei va fi 25 octombrie, ziua armatei, ziua națională a armatei române, și în zilele de 20, 26 și 27 vom închide cu panairul de care v-am vorbit, adică ziua, zilele de recoltă, zile în care vom sărbători pe toți cei care muncesc. Da, am reținut din, din discursul dumneavoastră anterior că vorbeați despre o, despre o comunitate unită și coezivă. Uh, și aș vrea să vă întreb de la nivelul primăriei, de la nivelul instituției primarului. Ce vă determină să, să spuneți acest aspect? Pentru că sunt sigur că și la nivelul comunității, dar și privind din exterior, mai sunt voci care afirmă că în România nu putem discuta despre comunități active, vii și mai ales unite. Faptul că MGD este o comunitate vie. Uh, se vede cu ochiul liber. Deci, nu cred că trebuie să o spună primarul sau să o spună cineva din afara comunității sau altcineva din comunitate. Trebuie să se vadă și dacă în, în comunitate constatăm că sunt mulți tineri, mulți copii, uh, adulți, bătrâni, uh, care se plimbă pe aleile din parc, care se plimbă prin oraș, care vorbesc, care socializează în piață, care discută, care dezbat lucrurile, subiectele zile, atunci este o comunitate care este vie, o comunitate care trăiește intens. Și eu zic că se vede prin parcurile din oraș, pe la locurile de joacă, vedem o mulțime de copii, o frumusețe de altfel. Îți bucură sufletul să vezi cât de mulți copii are MGDA și ce frumos se, se, se întâmplă lucrurile în, în zonele respective. Vă spun că este nevoie de o comunitate unită. Eu nu spun că întreaga comunitate este unită sub un steac, pentru că nu există acest lucru. Însă, pe temele mari, pe temele majore, aș spune că da, că există acest lucru și uh, vă dau exemplu, dacă vreți, uh, lucrul pe care îl fac prin cartiere. În această perioadă se desfășoare proiecte europene de amenajare, amenajare în zone, introducere de conducte de apă, asfaltări, parcări, tot felul de minuni. Uh, cetățenii sunt foarte activi. Vreau să spun că sună, întreabă, iscodesc, vin la primărie, vin la audiențe, întreabă, dar de ce ați făcut acolo așa, de ce ați făcut dincolo? Deci sunt interesați, sunt implicați, îi interesează ce se întâmplă în comunitate. Asta înseamnă că este o comunitate vie. Unirea vine mai ales în acele momente în care ceea ce facem trebuie să se păstreze. Și am observat în ultima vreme o reacție tot mai bună, mai puternică a oamenilor în legătură cu cei care distrug. Spre exemplu, acum vreo două zile, un puști care avea o bară de fier trecea de, de, la poștă către spital și lovea fiecare coș de gunoi pe care îl întâlnea cu bara respectivă de fier. Și nu știu dacă n-a și distrus un coș de gunoi. Mai mulți cetățeni au sunat de pe telefoanele mobile și au chemat imediat poliția să ia măsuri împotriva turbulentului. Este o, o, chestiune de atitudine cetățenească și este un, un semn de unitate, un semn că îi interesează că în oraș trebuie să existe coșuri de gunoi, că în oraș trebuie să existe anumite dotări și ele nu trebuie să fie distruse. Dacă ar fi fost pasivi, ar fi fost o comunitate care nu este unită și este clar, este una total individualistă. Iar eu zic că lucrurile sunt în schimbare și sunt în schimbare către direcția bună. Sunt sigur și se vede acest aspect. amintează noastră despre parcul, despre parcuri în general și personal aș dori să, să vă felicit pentru treaba foarte bună pe care ați făcut-o în parcul mare, în parcul de pe faleză. Ce se, mai, ce se mai pregătește? Ce proiecte în parc, mai aveți? În ție? parc, sunt în derulare. Acum, ce cum să vă spun, am să încerc să explic așa în câteva cuvinte și sper să fiu bine, înțeles, să, să, nu fie, să nu fiu greșit înțeles. Care este ideea? Noi am avut un proiect pentru parcul ăsta care trebuia să termine în 21 mai. Din pricini care n au ținut nici de constructor, nici de proiectant, nici de beneficiar, nu s-a putut întâmpla acest lucru. Am obținut o aprobare din partea Agenției de Dezvoltare Regională justificată și de prelungirea acestui termen. Pentru că, de fapt, noi am scris acest proiect în anul 2009 și s-a finanțat începând cu 2013. În patru ani de zile s-au schimbat niște lucruri care țin de apele subterane. Și, în parc, au apărut în câteva locuri, ape care au ieșit la suprafață. Ape pe care nu, de care nu am știu cu excepția celui canal cu stuf care există în parc, în alte părți din parc nu erau lacuri, nu erau zone cu acumulări de apă constatând acest lucru, sigur ne-am dreptat către Agenția de Dezvoltare Regională, s-au făcut investigații, lumea ne-a dat dreptate în sensul că s-a modificat ceva. Fie că s-a modificat ceva în sol și atunci apele nu, mai, nu se mai duc în sol, ci ies la suprafață și le a trebui captate, fie volum mare de precipitații cauzează pânzei freatice și chiar o, o dezvoltă atât de tare încât ea la fel iese la suprafață. Și prin proiecte noi, deci prin adăugarea la proiectul inițial a unor bazine de retenție, niște bazine care se rețină această apă, -a, în primul rând s-a creat o prelungire de contract până în 21 noiembrie, în al doilea rând s-a creat un supliment de proiect pentru ca aceste lucrări să se facă și uh, firma de constructare se stăduiește să facă aceste lucrări la timp să încheiem uh, în această iarnă lucrările. Uh, teoretic, orice șantier, pentru că parcul este un șantier, orice șantier se închide cu panouri, se lucrează în interior și când se termină se dau panourile la o parte și oricine are acces pe șantier respectiv. Și parcul nostru din centru este tot un astfel de șantier. Uh, noi n-am prevăzut o astfel de, de situație în care să închidem un parc complet, el și înainte, chiar dacă nu era amenajat, încă mai era așa 2, 3, 5 persoane, intrau în parcul respectiv chiar dacă el era jalnic în, înainte de a fi abordat pentru această lucrare. Și am zis că nu e bine să-l închidem complet, ci să lăsăm publicului pentru a fi utilizat, să încercăm să facem toate utilitățile care servesc publicului, în așa fel încât odihna, lumina, eu știu, aleile să poată fi făcute și publicul să se bucure de aceste lucruri și ulterior să facem și alte lucruri care țin de spații verzi, de flori, de amenajări peisagistice și iată acum și de aceste bazine de retenție. Am primit mai multe critici de când se lucrează la parcul ăsta decât, pentru că am făcut acest lucru decât dacă l-aș fi închis. Pentru că dacă l-aș fi închis nimeni n ar fi intrat în parc, când se termina lucrările, ridicam panourile, toată lumea intra și zicea, vai ce frumos, ce minune, ce... uite ce frumos arată parcul. Așa lumea s-a obișnuit, dar uh, s-a așteptat ca fiind deschis el să fie și gata. Ori noi am permis accesul într-un parc care nu este încă gata. În el se lucrează. Și din acest, punct de, vedere, șantier, din acest punct de vedere, există, să zicem, un minus al nostru. Uh, Lucrările se vor termina și asigur pe Mergidian că ele vor fi de calitatea care trebuie și că oamenii chiar se vor bucura. Noi acolo o să mai extindem cum foișor pentru fanfară, pentru că vreau ca vinerea sau sâmbătă sau duminica să creăm un program al fanfarei din Megidia care să cânte pentru public în parc. Uh, la scenă am montat provizoriu niște bănci care nu sunt pentru scenă, dar le aveam în rezerva primăriei, le-am montat pentru perioada asta a zilelor mediei, le voi demonta pe acelea și vom crea niște bănci care vor fi permanent pe scenă, pentru anul viitor vom dota cu lumini și cu sonorizare scena din, din mijlocul parcului și săptămânal uh, vinerea, de obicei vinerea va fi lucrul acesta, vineri seara va fi spectacol uh, de urmărit cu artiștii locali în, pe scena din parc. Adică va fi un moment de recreare pentru public, de punere în valoare a celor care sunt talentați în oraș. Prin rotație nu vor fi spectacole grandioase, nu vor fi montări eu știu, extraordinare, ci vor fi spectacole care să delecteze, să distreze publicul. Și de asemenea, duminica o să încercăm să facem spectacole pentru copii, teatru, teatru de păpuși sau teatru pentru copii și de asemenea spectacole pentru copii la care să invităm diversi comici sau persoane din povești care să Poate să întrețină pe acești copii. Aș zice că parcul va deveni un loc foarte viu uh, pentru copii în zilele de duminică, uh, pentru restul populației în fiecare după-amiază, când fiecare se va putea odihni uh, în parc, se va putea relaxa într-o atmosferă care să fie civilizată. Sigur, și văd în acest, în acest demers al dumneavoastră și um, un um, plus valoare dat culturii. Iarăși este o activitate de a sprijini, de a sprijini activitățile culturale artistice din, din, oraș. Dacă vreți, este mai ales gândul meu referitor la Comunitatea Unită de care am vorbit mai devreme, este mai ales gândul meu de a-i scoate pe oameni din casă și de a, de a socializa. Știți că dacă toată lumea rămâne doar în fața televizorului sau dacă toată lumea rămâne doar în fața calculatorului sau numai pentru comunică doar printr-o rețea de socializare, la un moment dat relațiile umane se vor rupe. Invarian. Ori ca ele să nu se rupă cu adevărat Să rămână trăinici să rămână puternici Este bine ca oamenii să se întâlnească Ori oferim unor astfel de evenimente Care aduc oamenii împreună Reprezintă chiar cel mai important mijloc de a crea această socializare. Sigur că da. Aceasta ar fi, ar fi numai o parte din, din proiecte. Ce alte proiecte aveți pentru, pentru oraș în, în viitor? Sau mai bine, haideți să vorbim despre ce proiecte sunt în derulare actualmente, la Sigur. nivel de Sigur, În acest moment sunt în derulare proiectele de spații verzi care se vor finaliza la 21 noiembrie, așa cum am spus. De asemenea, există un proiect care are în vedere reabilitarea podului rutier a străzii și parcărilor din zona de nord și zona orașului nou, la care se adaugă montarea de cabine de stații de maxi-taxi în tot orașul. Până acum am realizat strada Vâlcelelor în proporție de 90%. Am realizat parcările din zona de nord de pe partea de vest, adică din partea dinspre Cernavodă, să spunem, a străzii Independenței. Urmează parcările de pe partea dinspre Constanța străzii Independenței și apoi vom merge la orașul nou unde vom continua cu, cu parcările din orașul nou. De asemenea, de astăzi, practic, pe podul rutier, astăzi a fost prima ședință de lucru și s-au montat elementele pentru alimentarea cu energie și apă a unor instalații de sablat, practic arcadele podului și cred că podul e chiar în spatele meu aici, arcadele acelea podului și toate elementele metalice vor fi curățate prin sablare, apoi se vor grundui, părțile corodate se vor înlocui, iar restul se vor vopsi, grundui și apoi se vor vopsi, se vor înlocui lămpile de iluminat de pe tot podul de la cap la cap, se vor reabilita trotuarele, ocazie cu care cablurile care acum sunt agățate pe toți stâlpii de pe pod vor fi îngropate sub trotuarul de podului, în așa fel încât și aspectul urban al podului să fie unul corespunzător. Noi am permis agățarea acelor cabluri pentru că orașul avea nevoie și de internet și de cablu TV și, eu știu, de rețea de telefonie și era imposibil să se facă această lucrare pe, pe fostul trotuar practic noi acum prin curățarea acelui trotuar, prin montarea acestor cable în canale de cable și apoi prin acoperirea cu trotuarul nou, vom avea o rețea care să fie foarte în regulă pe pot, fără risc de ruperea a cablurilor, fără risc pentru instalațiile electrice. De asemenea, sunt în lucru acum cabinele pentru maxi-taxi, care vor fi niște cabine foarte moderne, arată ca în Bruxelles dacă vreți, sau ca în Paris și uh, ele vor fi montate în toate stațiile de maxi taxi din oraș, atât la Varea cât și la Remus Practic, uh, Practic un sistem uh, care înseamnă 49 de stații de, de maxi taxi ce sunt răspândite pe întreaga suprafață a orașului și vor crea condiții civilizate de protecție a oamenilor atunci când circulă. Uh, pe aceste stații pe capete, vor exista panouri de afișaj fără să mai lipească afișele ci vor fi introduse în niște casete afișele respective ori de câte ori sunt manifestări culturale, de asemenea anunțurile importante anunțurile publice ale primăriei sau uh, traseul autobuzelor sau uh, orarul de funcționare a autobuzelor vor fi de asemenea afișate în aceste stații, vor exista băncuță coș de gunoi uh, iluminat pe timpul nopții uh, asta în ideea că vom avea un oraș din ce în ce mai civilizat și uh, că Practic de asta avem nevoie. Ca să trăim confortabil într-un oraș, și avem nevoie să avem o infrastructură de transport bună, să avem infrastructură pentru transport în comun bună, să avem de asemenea condiții de recreere, spații verzi. Alei, drumuri, bănci și toate celelalte. Sigur, aici, mare grijă trebuie să aibă toată lumea despre de, de aceste bunuri, fel încât ele să nu fie distruse și, practic, să beneficiem de ele cât mai mulți ani de zile, ca să nu investim în aceleași lucruri mereu și mereu, să reparăm bănci și să înlocuim coșul de gunoi, să facem și alte lucruri în oraș care sunt necesare. Se va derula un proiect de modernizare a iluminatului public, de asemenea se va moderniza iluminatul total, tot ce înseamnă consum energetic în spitalul din Megidia, este o finanțare pe care o asigură primăria Megidia. Pentru luna octombrie vom lansa construia două grădinițe, grădința 9 și grădința 12. Grădința 9 este situată pe strada Jiului, iar grădința 12 este situată pe strada Dezrobirii. Sunt două grădinițe cu câte 8 săli de clasă, care sunt foarte moderne, clădirile sunt perfect funcționale valoarea totală a obiectivului 3 milioane de euro, iar finanțarea este asigurată de Uniunea Europeană. Foarte curând urmează să demarăm lucrările și, respectiv, achiziția de echipamente medicale pentru ambulatorii din mecidia, care are termen de modernizare 31 decembrie 2015, anul viitor și suntem în discuții cu un investitor care dorește să, să, creeze aproximativ 500 de locuri de muncă în 2 ani prin construirea cele mai mari crescătorii de păsări din județul Constanța, o avicola care va duce la abatorizare zilnic 65.000 de pui de găină, pui bun de comercializat în magazine, practic la greutate, eu știu, de un kilogram. Asta înseamnă că trebuie să crească un număr enorm de păsări Sigur. Și uh, pentru asta e nevoie de multe hale construite, de multe silozuri, de uh, abator, de condiții de mediu și multe, multe altele. Investiția este de vreo 98 de milioane de euro. Scrisura de intenție este depusă la primărie și, de asemenea, dovada faptului că firma respectivă a obținut finanțare este o finanțare din Statele Unite, de la un fond de investiții american, care are încredere că aici se poate realiza un astfel de complex de îngreșare a puiilor și de, de creștere și abatorizare a păsărilor, care să asigure cumva stabilitatea și siguranța alimentară a Dobrugii și poate chiar dincolo de granițele Dobrogei. Foarte, foarte frumos și foarte. Aveți un, un elan remarcabil pentru, pentru comunitate și vă doresc foarte mult succes în, în activitatea dumneavoastră. Însă, aș dori să revenim la, la evenimentele cultural-artistice din, din perioada zilelor MGD. Am participat la, la câteva dintre acestea și personal m-am plimbat, am luat pulsul evenimentelor. Am observat că au existat foarte multe plusuri, dar au fost și câteva minusuri. Aș dori, totuși, să abordăm și din perspectiva pozitivă a sigur, evenimentului sigur. și totuși dacă nu vă deranjează să intrăm cu bocanci și în ceea ce s-a întâmplat negativ vis, -vis de și da, să sunt, distrugem sunt anumite mituri care s-au născut uh, în aceste zile. Minusurile, dacă doriți, minusurile cele mai mari au stat la capitolul informarea publicului. N-am reușit să informăm toți cetățenii MCDE în legătură cu desfășurarea evenimentelor, cu locurile unde au fost diferite evenimente din cadrul zilelor MCDE, scopul acelor evenimente, cine participă. Aș spune că a fost o lacună de informare din partea noastră către public. A fost chiar o zi din aceste zile în care noi n-am dat nicio informație despre ziua respectivă, ce se va întâmpla. Abia a doua zi am revenit și am făcut comunicările respective. Deși am pus afișe și am împărțit piante, nu a fost. Nu a fost suficient. Uh, un alt lucru care nu le-a plăcut comercianților de medicină a fost că noi pentru spectacole în care au venit profesioniștii n-am cheltuit niciun ban uh, pentru aceste spectacole banii uh, i-a cheltuit firma care a fost organizatoare a uh, părții de spectacol, adică cea care a adus scenă, luminile uh, sonorizarea ei au venit și cu standuri cu care au ocupat timp de trei zile centrul orașului noi le-am impus un anumit program, am considerat că este firesc ca undeva la orele 23 să fie ultima comandă, ultima comandă înseamnă ultima băutură care să fie comandată, poate că a părut un pic frustrant pentru cei care doreau să petreacă o noapte întreagă, de exemplu, dar am considerat că fiind în centru, sub ferestele unor cetățeni care locuiesc în această zonă, nu este firesc să prungem un program de consum de băuturi alcoolice după orele 23. Din acest punct de vedere... Comercianții locali sunt un pic nemulțumiți pentru că lor i s-a părut că uh, cel care le-a adus standurile solicitau o chirie cam măricică. Uh, pe de altă parte, nu au fost suficiente standuri cu mâncare, deci uh, care să prepare mititei, uh, produse tradiționale românești cu care noi suntem obișnuiți cu toții și că, care se consumă în astfel de ocazii. Uh, a fost chiar, la un moment dat, erau cozi la cumpărarea produselor și asta aș fi iarăși un minus. Un al treilea lucru care n-a -a funcționat bine a fost că n-au fost informați toți cei care au clienți că ora 23 este o oră, nu de închidere, dar este o oră la care nu, de la care nu se mai poate comanda la standul respectiv o băutură. Uh, și a fost chiar un caz de, de uh, neînțelegere între jandarmi care au impus acest program uh, unor clienți și niște clienți mai tineri care își doreau ca să continue petrecerea chiar după miezul nopții și să comande în continuare băuturi. Au fost refuzați, motiv pentru care au apărut altercații. Jandarmii au încercat să pătorească situația, au fost și ei la rândul lor jigniți. Uh, Tinerii respectivi, uh, considerându-se cumva agresați de faptul că nu fac ce vor ei ci ce le impune jandarmeria. Au reclamat intervenția jandarmeriei ca, ca fiind una brutală, ba chiar au reclamat comportamentul jandarmilor sau atitudinea sau eu știu felul în care se prezentau jandarmii. Eu pot să vă spun că niciun jandar nu a consumat băuturi alcoolice pe perioada uh, acestor evenimente, că nicio persoană n-a fost agresată, uh, nici măcar verbal. Deci li s-a spus cu frumosul acelor tineri că ora de la care până la, la care puteau să comande băuturi era o oră pe care eu depășiseră cam de mult. Respectivii au fost foarte iritați, chiar recalcitranți. Li s-a tras atenția că pot fi sancționați pentru atinea pe care au, și de la, de la acest atrage atenție că este posibil să fie sancționați, a apărut un fel de scandal. Respectivii, cerând să fie duși la sau chiar s-au dus la salvare la UPU, au spus acolo că sunt agresați. Medicii n-au găsit niciun fel de urme de agresiune. Uh, și uh, au creat un incident neplăcut uh, care, cumva, a pus în umbră educația, dacă vreți, și comportamentul unora din tinerii din comunitate, care nu, fac, nu, nu, le face nici lor cinste, nici familiilor lor și ar zice că nici comunității, pentru că un astfel de incident, dacă se mediatizează, dă impresia că la Megidia oamenii nu sunt scăpați de sub orice control, că pot să-și permite să facă orice, oricând și oriunde, fără să mai existe vreo regulă. Ori regula era, era comunicată de cine trebuie, respectiv de jandarmerie, care chiar are această misiune, și ar fi trebuit să o, o respecte. Eu consider că vina este a celor doi tineri care practic au depășit într-un fel limita bunului simț. În, în altă ordine de idei nu au mai existat alte fricțiuni de genul acesta? A existat și un accident al unui copil care la una din, din instalațiile de călușei, de, mă rog, de, de distracție, a intrat cu picior într -o, într -o, în instalație acolo, mă rog, a fost accidentat la picior Uh, și acesta este un incident negativ din perioada respectivă. Uh, faptul că în, asta s-a întâmplat duminică seara. Uh, în timp ce respectiva instalație mergea, în mod normal, nicio persoană nu trebuie să intre în zona de acțiune a instalației. Ea trebuie să se oprească și atunci să se intre acolo. Din păcate copilul era nesupravegheat uh, și de familie și a intrat pur și simplu, s-a dus în instalație ca și cum uh, uh, nu se întâmpla nimic acolo. S-a produs acest accident care este ești, la fel un lucru neplăcut. Uh, aș spune că în afară de informare de acest accident și de acest incident, uh, care nu mi se pare major, ci să spunem incident de parcurs, uh, în rest lucrurile au fost uh, oarecum uh, bune. Uh, există loc de mai bine și în anul următor noi ne facem, după fiecare eveniment, echipa de organizare, ne întâlnim și stabilim tot ce a fost bun și tot ce a fost rău și mai ales tot ceea ce n-a funcționat bine, uh, avem vedere ca în anul următor să nu se mai repete, în așa fel încât să îmbunătățim organizarea. Da, totuși nu, nu mi se pare așa o chestiune abominabilă ceea ce s-a întâmplat și eu personal participând la acest, la acest eveniment, totuși de o anvergură remarcabilă a fost o săptămână de, de evenimente legate de evenimente continue. Eu personal m-am simțit foarte în siguranță și cred că sunt foarte mulți din concetățenii noștri care pot spune acest aspect. Dacă îmi permiteți, simț... eu aș vrea să le mulțumesc atât polițiștilor, polițiștilor locali și jandarmilor pentru tot efortul pe care au depus în această perioadă. Am un prieten care mi-a spus dacă eram primar nu făceam nebunia asta pentru că e să adune atâta lume într-un loc care e cumva un loc deschis, un loc public în care sunt tot felul de interese. Unii vor să bea, alții vor să mănânce, alții vor să bea și să mănânce, alții vor să distreze, alții vor să lanseze, alții vor să țipe, alții vor să, eu știu, să distreze unii cu alții, fiecare, alții să dea mesaje, să filmeze și să nu știu ce să facă. Deci fiecare are cumva un alt interes și să faci toată adunarea asta cu un număr destul de important de, de cetățeni, e o întreprindere oarecum curajoasă, aproape nebunească. Și mi zic zis eu n-aș fi făcut nebunia asta dacă eram în locul tău pentru că pot să apară probleme. Nu, prin faptul că au fost forțe de ordine, au fost destul de bine organizate, destul de atente și vigilente. Eu zic că nu s-a întâmplat să, să se întâmple evenimente care să iasă din normal și, din punctul ăsta de vedere, îi felicit și le mulțumesc foarte mult. Trebuie trebuie să mulțumim și comunității pentru că s-a comportat per pe total și pe mare privind foarte civilizat, o da. chestiune care face ce Reacția la artiștii, nostru. la artiștii consacrați care au fost la Mecidia, reacția a fost atât de frumoasă, fiecare din cei care au coborât de pe scenă și care au venit din alte părți, nu vorbesc de artiștii locali, care și au fost aplaudați și s-au simțit foarte bine, artiștii din, din, alte părți au fost atât de încântați de reacția publicului de Media încât au promis că vor reveni și sunt sigur, sunt sigur că o vor face. Haideți să, să punctăm acum și chestiunile pozitive. Ce, cum s-a văzut privind prin lupa pozitivului acum? Am văzut ce s-a întâmplat negativ. Haideți să vedem totuși să punctăm și Cel mai plăcute. important lucru care s-a întâmplat în aceste zile a fost că toți artiștii Megidia au fost puși în valoare pe scenă profesionistă. Eu nu pot să refer o scenă profesionistă la Megidia pentru că nu am dotarea primăriei și nici nu am posibilitatea să închirez o astfel de scenă și să fac spectacole pe care ei să fie. Pentru un, un tânăr, pentru un copil, pentru un artist. Cel mai important lucru care îi se poate întâmpla este acela de a putea să apară în, în, fața unui public numeros pe o scenă profesionistă. Când se întâmplă un astfel de lucru, artistul respectiv este pus în valoare. Dintr-o dată, chiar dacă se spune că are o valoare mai micuță, valoarea lui crește tocmai prin faptul că devine o persoană importantă și este pe o scenă importantă. A zice că lucrul cel mai important e că am reușit să punem artiștii locali în valoare. Au venit artiști de marcă și Compact și Lora și Maximilian au făcut spectacole deosebite care au Cinse efectiv, publicul. Publicul a fost dezlănțuit. Am văzut și la muzică, uh, muzica rock, dar și la, la hip-hop uh, reacțiile au fost foarte, foarte, foarte frumoase. Uh, un al treilea lucru lucrurile au fost în crescendo, au început la începutul săptămânii să spunem că au fost teme care se dezbăteau în săl și ușor, ușor am ieșit în public și sfârșitul săptămânii a semnat o manifestare foarte, foarte puternică care s-a încheiat cu filmul lui Adrian Dedu, care sper eu că a schimbat pentru foarte mulți alții, le-a deschis ochii despre frumusețile orașului nostru și a zice că este important și pentru localnici acest film, nu este important numai pentru cei din afara localității noastre și de ce nu focul de artificii de la final care mie mi s-a părut anul ăsta în creștere ca valoare, ca și spectaculozitate și ca frumusețe față de, de anii precedenți. În luni am avut ședință de dimineață, ședință despre eveniment. Le-am mulțumit colegilor din primărie pentru eforturile pe care le-au depus. Sunt oameni care n-au dormit o săptămână și care au fost prezenți în toate locurile plecând de la viceprimar, administrator, serviciu comunicare, casa de cultură, a spune că Florin Oprica este de remarcat din punctul meu de vedere pentru entuziasm și pentru, pentru, capacitatea cu care a reușit să mobilizeze atât artiștii, să și facă prezentarea spectacolului, să fie omniprezent la toate evenimentele și în final să, să încheiem foarte, foarte frumos. Un alt lucru care este pozitiv din punctul meu de vedere este că echipele de volei și de handbal, uh, volei fete și handbal băieți care sunt campioane naționale în acest moment, au avut invitați sâmbătă și respectiv duminica la Mecidia Delta Tulcea pentru volei și o echipă de la uh, Năvodar de, de handbal pentru copii. Uh, au fost două meciuri foarte disputate și fetele și băieții s-au descurcat minunat uh, și au pus dintr-o dată valoarea pe care au în sala sport. A fost un public uh, relativ numeros, să spune, chiar numeros pentru uh, echipe respective și cumva oamenii se reîntorc cu fața către sport, se reîntorc către aceste sporturi care au fost și sunt tradiționale meciuri, atât volei fete cât și uh, handbalul pentru Băieți, și poate în timp și alte discipline sportive, basketul, fotbalul, judo, lupte, ar putea să se dezvolte și să, să aducă din ce în ce mai mulți spectatori. Deci, cumva, și sportul a fost pus în valoare și acesta este o creștere. E, și că tot ați amintit dumneavoastră de sport, și pentru că românii sunt, sunt campioni, la cel puțin la a privi sportul. Cum vedeți dezvoltarea sportului local pentru, pentru, mai târziu? Având în vedere că au fost participanți și la acest eveniment de anvergură, așa cum am amintit. Aici vedeți cel mai important rol din punctul meu de vedere are Clubul Sportiv Școlar, care are de vreo 2 ani, a zice că mai bine de vreo 2 ani, o creștere destul de mare în, în multe domenii. Uh, și la echipele de fotbal, și la echipele de handbal, și uh, la atletism. Uh, uh, e într-o într creștere. Uh, are un nou director, care este un tânăr foarte entuziast, Ionuț de Liorga. Uh, Mi se pare o alegere foarte bună pentru managementul acestui club, mai ales pentru că vine cu acest suflu nou, cu dorința de a face, cu dorința de a se afirma ca fiind tânăr și sigur el, prin uh, forța pe care o are, va trage cu el înainte toate, tot colectivul de acolo și cred că vor fi rezultate foarte bine la, bune la clubul sportiv. Mi-am propus să sprijin și eu clubul sportiv școlar, chiar dacă el a rămas deocamdată al uh, Ministerului Educației Naționale și dacă în timp voi avea ocazia ca primar să, și ca instituție să putem contribui într-un fel la bunul mers al acestui club, vom încerca să ne, să ne, să implicăm din ce în ce mai mult, astfel încât activitatea de acolo să se dezvolte. Prin, eu știu, educarea unor tineri în domeniul sportiv din Megidia, care să facă performanță și prin accederea lor către cluburi din diviziile naționale, Megidia va căpăta faimă. Noi am avut un mare atlet din Megidia care a fost campion național, Gheorghe Cojocaru, probabil că toți concetățenii noștri știu și care ne-a făcut cinste în perioada în care el era campion național de atletism. Era o bucurie să spui că ești din Megidia și că Megidia s-a remarcat iată prin uh, prezența acestui campion. Sigur, Elena Frâncu care a performat în handbal și, și, mulți alții care au făcut performanță ne-au adus cinste, dar uh, sportivii sunt mai buni ambasadori decât ambasadori în funcție ai țărilor, pentru că dacă întrebi într-o țară cine este ambasadorul de unei alte țări în țara respectivă, nu știu să răspundă, dacă întreb cine este cel mai bun sportiv din România sau cine este cel mai bun sportiv din Serbia sau cine este cel mai bun sportiv din Elveția, în secunda 2 imediat vor spune Cutărescu și asta înseamnă că acele nume de fapt reprezintă țara respectivă și sunt chiar diplomații cei mai potriviți. Sunt sigur și sportul poate, poate aduce un, un suflu nou în, în Megidia. Domnule primar, Vorbeați dumneavoastră despre proiectul de reabilitare al podului. Da. De aici aș dori să, sau v-aș propune să divagăm un pic și v-aș întreba cum stăm cu drumurile, pentru că totuși și podul are la, la momentul la care discutăm uh, anumite hibe la capitolul asfalt. Ce face cu are. asfaltul din Nu, nu e vorba cu numai de asfalt. De la la pod, podul are, are probleme în mai multe locuri, mai multe hibe. Vorbim și de betoane, vorbim și de asfalt, și de hidroizolație și de rețelele care sunt pe pod și de iluminat și de aspectul podului. Uh, el se va schimba. Noi am semnat contract de finanțare în ianuarie anul acesta și am dat ordin de începere al lucrărilor undeva în aprilie. Uh, Proiectul fiind unul complex care cuprinde și podul și strada vulturilor și parcările și stațiile de autobuz, firma Constructare a început cu anumite lucrări pe care și le-a planificat și în timp și-a planificat și intervenția pe pod. Uh, intervenția pe pod, v-am spus, va începe cu lucrări la părțile metalice. Va continua cu lucrările la betoane, la construcții, trotuare și respectiv asfalt, și eu cred că finalul, finalul lucrărilor la pod va fi undeva prin una iunie anul viitor. Ce îmi doresc eu și sper să se întâmple, pentru că am și promisiunea constructorului, este ca la data de 30 noiembrie partea de cale rutieră să fie gata. Restul lucrărilor urmând să fie făcute și anul viitor, imediat după perioada de iarnă. Îmi doresc acest lucru pentru că podul are mari probleme pe partea de cale de rulare și acolo, fără o intervenție pe curățare asfaltului, hidroizolație și asfaltare, nu vom putea să facem un lucru foarte, foarte bun. Sper să se întâmple asta până la 30 noiembrie. Nu același lucru însă se va întâmpla și cu trotuarele, care vor fi gata probabil anul viitor, la sfârșitul proiectului respectiv, în august. Vorbim de trotuare de pe pod. Uh, pentru partea de betoane, în octombrie și noiembrie se va lucra la ele și la fel se vor termina și aici vorbim de chituri, de uh, microfisuri, de legătura dintre elementele podului, de lucrări la uh, stâlpii podului, unde și acolo sunt unele fisuri și care trebuie închise corect, uh, de unele pierderi de utilități, de repararea cărucioarelor care sunt sub pod și care sunt necesare pentru vizitarea din când în când a uh, părții inferioare a podului, a părții de sub pentru a se vedea dacă sunt fisuri, dacă sunt crăpături, dacă sunt avari care ar putea să pună în pericol la un moment dat siguranța rutieră pe pod. De asta nu, nu pot să dau un termen, să spun 30 noiembrie va fi gata podul, pentru că n-ar fi corect, când proiectul se termină pe, pe 30 august anul viitor, dar sper ca partea de cale rutieră, conform înțelegerii pe care o am cu constructorul, să fie gata în acest an, iar celelalte părți să fie gata anul viitor. Cum, cum, cum la străzi, m-ați întrebat de străzi. Da. Pe lângă pod există 51 de străzi pe care le-am propus în Planul Național de Dezvoltare Locală. Proiectul se află la domnul ministru Dragnea, la a semnat în acest moment, împreună cu proiecte din mai multe localități. Există finanțarea, s-a emis și legislație care permite ministrului alocarea resurselor respective pe proiecte. Ministerul face inclusiv licitația de lucrări și trimite la fața locului constructorul care preia de la noi proiectul, amplasamentul și asfaltează. Proiectul nu cuprinde decât asfaltare de străzi, fără trotuare, fără introduce de rețele. Pentru acele străzi unde rețele sunt foarte, foarte nepotrivite, vom face împreună cu Raja, vom înlocui conducte respective, iar trotuarele vor rămâne în grija primăriei să fie finanțate în perioada următoare. Când sper eu să se aprobe? Sper să se exact. aprobe în luna octombrie, cel mai târziu, undeva la 15 octombrie, să avem semnat uh, ordin de ministru privitor la lucrări și uh, să, să se poată da ordin de începere. Uh, speranța mea legată și de faptul că sunt alegeri în acest an și uh, este important să se pornească aceste proiecte. Sigur că da. Cum, când vedeți, în schimb, că se va, se va începe efectiv cu lucrările pe, pe străzile pe care le-ați Pregătirea putea să facă anul ăsta, finalizarea să facă anul viitor. Anul în anul funcție viitor. de cum, cum, va fi acest timing și cum va permite vremea. Dacă vremea va fi, dacă va fi o toamnă mai lungă, e posibil ca să se asfalteze câteva străzi chiar anul ăsta. Și ca amintează noastră de pod, sunt sigur că vor fi foarte mari neplăceri vis-a-vis -vis de traficul rutier, pentru că știm să... Da, da nu se întrerupe. De... Pe pod traficul nu se întrerupe se va circula pe perioada lucrărilor de asfaltare, respectiv de curățare, întindere, hidroizolație. Se va circula pe două benzi. Există avizul Poliției Rutiere, există o semnalizare rutieră specială. Sigur, se va circula cu restricție, în sensul că nu se mai circula cu viteză pe cele două benzi, și cu grijă ca să nu apară accidente rutiere. Poliția va fi mai prezentă pe pod. Noi am montat camere de luat vederi pe pod care vor supraveghea și traficul rutier, în așa fel încât să, să fie cât mai puține incidente, pentru că nu ne dorim ca uh, lucrările să constituie, de fapt, un motiv pentru care se întâmplă accidente rutiere pe pod. Și, totuși, privind cum vedeți în viitor um, orașul, cum, cum îl pozați? Dumneavoastră. Păi, vă spune că noi suntem foarte aproape de aprobarea planului urbanistic general. Orașul se va dezvolta pe două direcții. În primul, se va dezvolta către zona de sud, și aici vorbim de uh, un cartier foarte, foarte mare care se întinde de la Strada Panseluțelor până la uh, drumul de centură din zona, până la Gara de Sud. Pentru medicii din ei știu foarte bine acest lucru. Uh, și aici vorbim de aproximativ 60 de hectare. Orașul are în momentul ăsta 1340 de hectare. Cu aceste 60 de hectare va însemna că va avea undeva 1400 de hectare de, de zonă construită. De asemenea, orașul se va dezvolta către zona de vest. Vorbim de terenurile din fața stadionului municipal și respectiv a blocurilor VS de la Orașul Nou până la radarul meteorologic în zona aceea și, de asemenea, vorbim de terenurile care sunt pe malul canalului către canalul V, către zona de agrement pentru pescuit. Este în regulă. Când, când preconizați că, că vom începe să. Ne... În octombrie vom aproba acest plan. Odată cu aprobarea planului, terenului respectiv vor putea fi introduse în intravilan. Destinația terenului din teren agricol în teren de construcții se face prin autorizație de construire. Parcelarea terenului respective se face pe un plan urbanistic de zonă care trebuie comandat la un topometrist respectiv la un arhitect și ulterior se trasează străzile și loturile de pământ vor putea fi concesionate, vândute sau oferite tinerilor în funcție de situație. Sigur, vă gândiți la și vă întreb acum fără a face vreo anume aluzie, vă gândiți la, de, la dezvoltarea unor programe de tipul celor care au fost, spre exemplu, Întreprinsă la Constanța de ajutor da, pentru. Da. Sper că acum, pe 25 septembrie, să aprobăm două. Deci, un cartier de locuințe sociale tip cu Coandă, ca la Constanța. Este vorba de un proiect pe care vrem să-l implementăm pentru a muta actualii chiriași pe care avem în, la Casa Albă, de așa să Casa Albă un bloc. De asemenea, în momentul acesta, am demarat acțiunile privitoare la întâi ă, trasarea străzilor, dar în același timp și introducerea conductelor de apă în zona cartierului ă, pentru tineri, din zona Bisericii Sfinții Mihail și de pe strada poporului. Vestea bună e că săptămâna viitoare încep lucrările, ă, săpăture, introducere de conducte pe stradă, urmând ca ă, aceia care au construit să-și facă branșamentele proprii. Ă, și de asemenea, în zona cartierului de est, avem încă vreo 14 case care nici în acest moment n-au curent, deși sunt construite de, de la hai să zicem 5 ani până la 15 ani vechime și ele nu beneficiază de energie electrică. Probabil că este unicat în prin Dobrogea, nu știu dacă vor mai fi locuri unde nu s-a ajuns cu electrificarea unei localități sau unei zone, aceste 14 case, pentru aceste 14 case e o investiție de 150.000 de lei pe care primăria o face din investiții proprii, montarea unui transformator și a unei rețele de joasă tensiune pentru că aceste case să fie alimentate și eu sper că în această iarnă nicio casă din Mergeria să nu mai aibă problema lipsei de energie electrică și să fim cu toții în același secol și în același mileniu și în același an, dacă se poate, să nu fim decalați unii în timpurile actuale și alții în mediu. Și că tot vorbim de iarnă și de a fi pregătiți, suntem, suntem pregătiți să înfruntăm sezonul rece din punct de vedere logistic? Da, comandamentul de iarnă este activat acum, în sensul că uh, lucrează la planul de intervenție pentru dezăpezire. Uh, activitatea respectivă este delegată unei firme, este concesionată unei firme, vorbim de firma de salubritate din oraș, care a început pregătirile, aprovizionare cu material antiderapant, revizia utilajelor și toate celelalte. Eu sper să intervină prompt, eficient și să, să avem o iarnă peste care să trecem cu bine. Și să nu fim luați, să De asemenea, instalațiile din centrale termice au fost, s-au făcut revizie deja la ele, mai există întârzieri la plata facturilor a unor persoane care sunt branșate la energia termică din locuințele uh, statului și am acționat în instanță cu unii și cu alții uh, prin somații pentru încasarea sumelor restanțe, în așa fel încât să plătim gazul la congas și să intrăm în perioada de iarnă fără restanțe ca să putem să, să furnizăm energie termică tuturor cetățenilor și tot în perioada de iarnă vom acorda subvenție pentru fiecare giga calorie 100 de lei, prețul la căldură nu va fi modificat în această iarnă și ultima veste bună este că vom acorda și în această iarnă ajutare de încălzire atât pentru energie electrică, pentru lemne, cât și pentru gaze. Și presupun că traseul va fi același pentru cei care vor să, să beneficieze. Sigur, adică, sigur, da, de se vor depune cereri în continuare, verificate, justificate de documente și apoi vor primi ajutarele de încălzire. Cotele vor fi similare cu cele acordate în anii trecuți sau A, se vor la aceste. Poate că ne face guvernul vreo, vreo surpriză și ne mai îmbunătățește cumva viața. Nu știu pentru că am observat că în ultima perioadă s-au făcut câteva acte normative care aduc mai bine către comunitate. Poate că și în acest domeniu se va lucra, dar oricum ele au fost satisfăcătoare și în anii precedenți și chiar au fost de ajutor. Oamenii chiar aveau nevoie de aceste ajutoare. Sunt sigur că feedback-ul va fi în continuare bun din, din partea comunității pe care o păstoriți. Eu vă doresc personal mult succes, succes. și multă forță de muncă și sper să, să faceți treaba bună așa cum personal, iarăși mi-asum opinia, cred că ați făcut până acum. Totuși eu văd că acest oraș se mișcă. Auzeam foarte multe opinii că megedia este un oraș mort și încerc să nu fiu de acord cu. Dumnealor. Eu nu de acord cu această idee, pentru Nici că este eu sunte, de fapt o, o dar... premisă greșită se pleacă de la o idee. Cred greșit. că este și o, și o răutate, și am văzut în da. tot ceea ce s-a întâmplat în ultima vreme că nu e un oraș mort, este chiar o comunitate vie, așa. Fiindcă m-ați provocat, am să vă spun că. V-aș ruga foarte scurt, pentru că totuși timp ne Bine, apasă... câteva secunde vă spun. Nu mi-aș impui că e Germania. Crucea Roșie din Germania face luni o donație de patru moderne pentru Spitalul din Mecidia. Uh, știm că e vorba de un oraș mort. Nu mi închipui lucrul ăsta. Adică nu cred că nemții sunt așa de fraieri încât să aducă paturi noi-nouțe pe care să le pună într-un spital gândindu-se că de fapt e vorba de o comunitate moartă. Din contră, își deci dau seama că este o comunitate foarte vie, că există uh, 19.000 de clienți în fiecare an la spitalul din Megidia care desevește 100.000 de locuitori din zonă și că Megidia este de fapt centrul acestui univers din punct de vedere al sănătății și care are nevoie de Și Curcea Roșie din Germania va face, vă spun în premier la postul dumneavoastră, încă n-am dat publicității aceste date, număr de paturi din de la Curcea Roșie din Germania va fi prezentă la începutul săptămânii viitoare în mecidia, și atunci veți constata cu toții ce părere au nemții despre Megidia, Spitalul de Megidia și Comunitatea de Megidia. Sunt sigur că vor înroși obrazul celor care afirmă că este un oraș mort, și, și, sper să o facă prin, printr-o acțiune nobilă, așa cum, cum, este și cea pe care, pe care ați menționat-o dumneavoastră. Din păcate, timpul ne apasă, domnule primar. Vă mulțumim pentru prezență. Dacă mă invitați, vin cu mare plăcere la Vroiam să vă lansez o invitație în direct și sperăm ca pe parcursul derulării proiectelor pe care le aveți, le aveți în plan să mai veniți și să ne spuneți care este statusul sau stadiul lucrurilor și care este pulsul pulsul comunității noastre. Vă, mulțumim acord, pentru vă mulțumesc pentru prezență. Bună seara! A fost lângă noi domnul Marian Iordache, primarul orașului Medidia. Doamnelor, domnilor, eu vă mulțumesc pentru atenție. Ion Ștefu sunt și vă aștept și pentru alte ediții aici la postul Media TV. O seară frumoasă în continuare. La revedere!